Hei, salută tuturor și bine m un episod! Astăzi, fraților, o să ne jucăm la Day on Earth și, după cum puteți vedea, am o gramadă de chesturi pentru că m-am jucat foarte mult off-camera, farmam, faceam rost de resurse pentru viitoarele episoade ca să fie mult mai interesant. Știu că voi deja poate sunteți la un level mai mare sau poate ați făcut mult mai multe chestii decât fac eu și pot să fac eu momentan, dar nu de mult m-am apucat și eu de jocul acesta și mă jucam când aveam timp și uite că am ajuns aici, am nivelul 24, am o grămadă de chesturi, am găsit și cum să uh, mă joc uh, las de The Nerf de pe tastatură cu ajutorul emulatorului și asta e foarte tare pentru că nu o să trebuiască stau să mă chinui cu mouse-ul și să mă mișc. Doar cu mouse-ul o să mă bat și eu o să iau chestii. Asta o să fie foarte, foarte tare. Uh, și fraților, dacă mai doriți episoade din acest joc, nu să puneți un like, să vă abonați și să dați voi la acest episod și desigur că o să mai facem dacă o să doriți și voi această chestie. Pentru că mi-am pierdut și eu aici un pic de timp Ca să fac rost de resurse Ca să mi se încarce energia Ca să apară eventuri și așa mai departe Farmam foarte, foarte mult Și încă continui să farmez Că vreau să fac episoade mult mai interesante Și așa, mult mai neobișnuite uh, Și după cum puteți vedea și în titlu Astăzi o să raidăm ultimul nostru vecin Am radat eu toți vecinii, adică trei vecini Și mi-a mai rămas încă unul Acolo jumătate de case am... Uh, uh, I-am raidat-o, e dar am mai rămas încă o casă unde trebuie să fac iron hatchet ca să îi stric peretele și să pot intra și să văd ce sturi are pe acolo. Dar pentru asta o să avem nevoie, ca să facem iron hatchet, o să avem nevoie de 5 bucăți de iron bar, 3 scânduri, scânduri două cuie și 5 duct tape. Ok, hai să căutăm acum 5 de astea de fier. Aici fier nu am, nici duct tape, scânduri am, dă-ți aici split, nu pot să-i dau split. Uh, dă of, split, split. 4, uh, 2 îmi trebuia, mi se pare că nu, da, 2, dăm aici split, îmi iau două, astea le unim așa frumos și le punem. Uh, cu chestia asta cu care o vedeți voi acum o să fac o chestie foarte interesantă, deja poate pe un livestream sau poate pe un alt episod, doar că pe episodul ați dorează foarte mult. Uh, dar cred că o să fac vreun live ceva. Aici tot două cu întrebu trebuie. Uh, vreau să, o să vedeți ce este vorba, chiar vreau să fac așa o bază foarte faină. Uh, îmi trebuie și 5 de astea de iron bar, D am split aici, luăm așa 5, le punem înapoi. Am făcut rost de resurse și parcă mi-e jale, stau să le cheltui pentru niște iron baruri. Uh, dar oricum, frate, Asta, nevo asta avem nevoie Aici cred că două, două îmi trebuie Bă, dar d -d -d să iau mai multe Pentru că îmi trebuie, asta am nevoie de două a a Două iron hatchet-uri mi se pare că s de mai multe, habar n-am Dă să luăm de este mai multe Că oricum în caz că rămân O să le punem înapoi Dar principal o să avem loc în uh, inventar la noi Așa, luăm scândurile trebuie, Bă, că am, am luat prea multe de astea, dar nu, e ok uh, Așa am toate resursele necesare, da, am toate resursele necesare, trebuie să mănânc și să beau, da, să mâncăm aici asta și să, da, să mai mâncăm și să bem niște apă, așa avem deja apă 100%, da, să mai mâncăm niște morcovi și îi punem, uite aici, deja sticlele că să le umplem cu apă, Luăm altele două, le punem așa și deja morcoviorii îi avem aici. Și nu ducem să punem mâncare pe care o avem acum în inventar, că sunt eu cu piloc, ne ducem să o punem aici la mașină, pentru că o să fie mai ușor să luăm toate resursele așa, pentru că nu avem nevoie să avem inventarul plin de resurse, că după, în caz că o să fie prea multe lucruri în chest, nu o să-mi încapă și o să trebuiască să facem mai multe drumuri încolo și înapoi și... Nu cred că avem nevoie de asta pentru că durează foarte mult și rămân și fără energie. Mi-a ajuns doar energie ca să mă duc până la casa lui. Principal o să mă duc la casa vecinului vecinul care îmi trebuiește, că vedeți aici sunt mai mulți vecini și eu nu țin minte, mi se pare că la ăsta mi-a rămas încă jumătate de casă să-i radiez. La ăsta deja tot e gol și la vecinul ăsta tot e gol. Vreau să fac un episod deja cum radiez toți vecinii, dar mi-am dat seama că eu deja am raidat înainte de asta și ideea mi-a venit mai, mai târziu. Uh, eventul asta cu barca deja mai a fost, în caz că nu știți ce event e ăsta, poate o să ne facem și un episod, nu știu, m-am gândit să fac episod. Înainte, că prima dată a apărut eventul acesta, îți dădea trei cutii cu loot, acum îți dă doar unul și deja dacă ai noroc ți pică din prima lucru bun. Dar prima dată când au apărut puteai să și un minigun, dar n-am avut norocul acesta. Hai să ducem mai la Graves, dăm aici run și rămânem fără elixir. Deja facem ce avem de făcut la Graves și o să ne ducem înapoi la casa noastră deja cu walk. Uh, asta o să fac eu o camera, Sper să fie casa lui Graves care îmi trebuie mie. Dacă nu e casa lui Graves, e, nu e bine și nu o să am energie și nu o să mă pot duce la altă casă. Vreau să mă la reclame, dar nu vreau să mă la reclame acum pe episod. Uh, ok, aici la track am luat tot, eu am golit tot din casa lui ăsta. Uh, da, am nimerit la casa bună. Vedeți că tot e golit. Um, am rămas aici doar chestiile astea pentru că eu am pus tot în cestul ăsta și în mașină. Și stăteam și duceam cu, te cu bucățelele. Pentru că aveam prea multe resurse pe aici. Da, uite, păcat nu poți lua chestiile pentru ATV. uite, el a început să-și facă ATV-ul, adică botul acesta. Și uite câte chestii are, uite, 75 de engine part, 45 de bolts, uite, are ATV transmission, uite cât fic fabric are, uitați câte resurse are. Și de resursele astea faci rost foarte, foarte greu. Și păcat că nu poți tu să aduci resurse și să-ți pui resursele tale aici și să-ți faci ATV-ul la tine în bază, avea să fie foarte tare. Numai că vă închipuiți că mulți avea să abuzezi de chestia asta și mulți deja aveau ATV-uri și aveau să fii uh, foarte avansați. Dar oricum, vedeți că aici sunt unele chestii pe care nu poți să le găsești singur, care nu au apărut în joc încă, așa am auzit eu. Uh, dar cred că toate sunt. Vedeți că am luat tot. Păcat că poți să distrugi chestia asta și să o iei, că nu cheltui resurse, chestii. Uh, și uite aici tot, cred că este vreun chest ceva, aici un chest, aici un chest. Dar nu poți să le iei când trebuie C4 exploziv, dacă nu poți să-l faci. Sau poți să-l faci, dar nu știu, habar n-am, nu știu. Uh, dar să uităm la chestul ăsta, mi sper că nu l-am luat. Da, Chestul ăsta l-am luat, adică da, am lăsat doar itemele astea pentru, că nu aveam nevoie de ele. Dar să luăm că în caz, că mai știi, poate o să nu trebuiască. Haideți să pargem aici Iron Hatchet îmi trebuie, îl facem de sigur unde e Iron Hatchet-ul ăla. Cheltui prea multe resurse, chiar dacă resursele astea poți să le găsești rapid. Dar le cheltui pentru acuși la zemnici ce pe acolo și acuși mai văd că e prima ajutat de cameră e gol. Așa. Pentru 4 chesturi, 4 chesturi, da, o să trebuiască în bucățele să le iau Așa, avem aici un Spike Devastator. Uite, mi-am făcut înapoi cuile pe care le-am cheltuit. Avem deja aici și Pine Log. Avem o macetă, avem duct tape. Uite, exact duct tape pe care le am cheltuit, vedeți? Avem aici Crowbar, Pine Log și Spike Devastator. Da, spunem astea până ce aici. Asta tot așa, spag te stator ăsta, am nevoie de orice armă, chiar dacă e stricată sau cu unele chestii, dar oricum am nevoie de el pentru că o să mă ajute când o să farmez și de astea. Așa, aici avem ball bearing de ăsta, avem rubber parts, da, să luăm, desigur că rubber parts astea am auzit că sunt rare, așa, luăm toate resursele necesare, așa, le, aranjăm frumos, lemnul ăsta încă nu luăm, încă lăsăm, vreau măcar ceva, armă, OP, nu știu, o armură, nice, asta le îmbrăcăm ca să nu ne ocupe loc în inventar și așa am și armura bună. Hai să vedem ultimul chest acum acțiunea dă. Cine dă din ultimul chest? O, e bună cu un Glock 17. Am weapon parts, am aluminium wire, bauxit și o vâslă a Long stick broad on one end, with two of them can be used for rowing. Înseamnă văs vâsla asta nu trebuie să o cheltuim, pentru că o să putem face barcă, cred, cu ajutorul ei. Dar este barcă pe aici? Da, să uităm. Mi se pare că barcă n-am văzut. Cât m-am uitat pe aici, parcă n-am văzut. Dar am văzut că au apărut pe destinația nouă, este acolo, știți că te, la, te duci la, Watchtower. Tower, mai este acolo o chestie că te poți duce la Aspect Squid. Momentan în joc nu este pus chestia aia, dar este. Cu, pe viitor o să poți să pescuiești. Și cred că vâsla nu o să o aruncăm, nu o să cheltuim. Ca o să avem nevoie de ea, cred. Uh, așa, și le luăm paste de sigur, dă și aluminiu part, că asta tot știu că e rar ceva aluminiu bar, adică Made of aluminiu wire in melting furnace used for making Aluminium plates uh, Bă, mi se că nu o să am chestie, dar o să trebuia să ne ducem de mai multe ori să venim și să ne ducem Așa l-am văsla. Uh, Cestul ăsta deja e golit full, așa, da, chestul ăsta e gol, păcat nu poți strica chestul și să le iei cu tine uh, Ba, că al doilea chest e tot e gol, uh, da, uite, chesturile astea două zgoale. goale ok. Și mi se pare că șase tot îți goale. Numai că aici avem lemnul și lemnul ăsta putem să luăm. A, nu, avem acolo 12 bucăți de lemn și aici 20. Dar oricum o să vrească să vinim încă o dată să luăm, uite, lucrurile astea. Chiar dacă nu sunt foarte importante, pentru mine sunt cam nevoie și de lemn și de astea și de ce nu? Dă să lemnul, luăm lemnul ăsta aici. Îl punem, uite, așa, aici. Dar ce, ce putem face? Să putem elibera încă un slot și să mai luăm încă un lucru ceva. Putem să punem pistolul, uite aici, de exemplu, sau nu, da, să punem vâsla, că în caz ceva apăsăm, din greșeală pe pistol și rămânem fără dânsul. Așa, la aceasta, o punem așa, în slotul nostru. Și aici tot avem acest gol, aici punem lemnul. Putem să punem două bucăți de lemn, dar nu punem aceta și punem crowbarul. Așa, foarte frumos. Strangolit astea două locuri și deja trei ori când o să mă duc să iau lucrurile, o să le iau doar pe astea trei. și astea trei, spate pentru că vă întrebați ce am nevoie de empty can, pentru că pot să fac un spike devastator sau da, un chestie de-asta, spike devastator mi se pare că, sau ceva de genul acesta, sau -ă, trapuri, cum ar fi ăsta. Trap Wire Trap. Astea o să am nevoie când o să fie multiplayer jocul. Momentan nu am nevoie de ele, dar oricum să le strâng. Mai bine să nu am nevoie acum decât să am nevoie atunci și să nu le am. Și, și Spike Devastator pot să se faci, doar că îți trebuie cuie, îți trebuie o grămadă de resurse pentru un Spike Devastator, dar asta dă o grămadă de damage. Și e ușor de făcut. Si uh, și da, hai ne ducem și noi acasă la noi. Ne ducem acasă. Am raidat ultimul vecin. Am luat ultimele chestii de care am avut nevoie, adică acum momentan am avut nevoie, dar am golit vecinii și nu mai avem resurse de luat de la ei. Au fost buni, măcar bine că au pus ăștia băți pe mapă, că poți să-i raidezi și să-ți lucruri necesare în caz că ai nevoie de ele. Ok, ducem aici la punem walk și ne ducem acasă. Iar eu vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă este așa, nu uitați un like, să vă abonați, dați și vă mulțumesc, mă ajută foarte mult. Și noi ne vedem deja data viitoare cu un alt episod. Vă am toți, pa, pa!